Bună tuturor, mă bucur din nou să fiu aici online cu voi. Astăzi m-am decis să discutăm un pic despre ce înseamnă suflet. Cu toții ne întrebăm ce este sufletul, de unde venim, ce suntem. O să vă fac o paranteză foarte simplă pentru a înțelege exact lucrurile. Din punctul meu de vedere, cu toții avem 9 vieți, adică ne încarnăm de 9 ori. Lecțiile de la viața întâi, a doua sau a treia sunt mai simple, echivalentul unei ecuații de gradul întâi. Când ajungem în viața a șaptea, a opta, a noua, cu siguranță lecțiile vor fi mai grele, pentru că trebuie să facem integrale în loc de niște mici ecuații. Sufletul, așa cum știm și noi, suntem parte din această energie universală. Imaginați-vă o flacără universală, este focul divin, da? O energie, că este Allah, că este Buddha, că este Dumnezeu, chiar nu contează, este energia universală, iar noi suntem scântei din această mică flacără. În măsură ce avansăm în viață, avem aceste încarnări, a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șaptea, a noua. Nouă nu este o limită. Din punctul meu de vedere, dacă nu ți-ai învățat lecțiile până în viața a noua, vei repeta viața a noua ori de câte ori este necesar. Important este ca în fiecare încarnare, e adevărat că nu ține minte ce am fost în celelalte vieți, dar în fiecare încarnare, și aici vorbim despre momentul prezent, da, acum, este să faceți ceea ce este mai bun pentru voi acum și aici. Trăiți prezentul fără să vă gândiți la viitor și la trecut, pentru că noi tindem să trăim în trecut sau în viitor și niciodată nu trăim clipa prezentă. Făcând acest lucru, creăm la nivel energetic niște sfere de energie, niște bule, da, în care suntem blocați. Acelea sunt momentele în care nu mai știm în ce direcție să o luăm, simțim că vrem să facem o schimbare, dar nu știm cum să facem acea schimbare și ne învârtim în jurul cozii, cu alte cuvinte. Ei bine, ăla este momentul în care vreau să vă opriți și să nu mai faceți fix aceleași lucruri. Schimbați-vă rutina. Pentru că dacă într-o dimineață, spre exemplu, te trezești, te duci la baie, te bărbierezi sau te machiezi, te îmbraci, te urci în mașină, ajungi la serviciu, ți-ai făcut activitatea la serviciu, ajungi seara acasă, gătești, faci baie, te bagi în pat, gândindu-te la ceea ce o să faci mâine dimineața, adică fix același lucru. Mă trezesc, mă duc la serviciu, tot așa. Ei bine, tu de fapt trăiești tot timpul în trecut sau în viitor. Prezentul nu există. Așa că luați-vă măcar o oră pe zi în care să mergeți acasă să vă bucurați de clipa prezentă. Că gătiți cina, că vă uitați la un film, că faceți o baie relaxantă, orice. Ieșiți din buclele astea și evitați-le. Trăiți mai mult cu voi înșivă. Ăsta este secretul unei vieți liniștite și fericite. Da, poate nu este foarte ușor, dar vă spun sigur că nu este imposibil. Sper că v-a fost de folos și vă doresc o zi frumoasă.